Am avut dreptate în recenzia fără spoilere. A fost și mai bun a doua oară. Atenție, spoilere, da? Lăsați în comentarii cele mai... Vorbim despre cele mai mari chestii. Că sunt bune, că sunt dezamăgitoare, poate pentru unii. Că cele mai mari chestii, dar le vorbim cu spoilere acum, aici. Lăsați și părerile voastre, scenele voastre, tot ce vreți să spuneți în comentarii. Unii deja au pus la fără spoilere. Mai puneți-le odată aici, nu contează, hai să dezbatem aici. N-am simțit a doua oară. Nici prima oară nu m-a deranjat lungimea, nu m-a deranjat niciodată că are 3 ore și mama a fost prea lung, m-a plictisit, nu știu ce. Am zis de ritm și de scenariu. A fost într-adevăr să a simțit mult mai bine a doua oară știind ce se va întâmpla. Au fost și așteptările, adică nu știam la ce să mă aștept prima oară, nu știam spre ce se va duce, nu știam în ce direcții se vor duce cu toate, cu personajul lui Batman, cu Bruce Wayne, cu Riddler, cu planul lui Riddler, cu tot, știi, nu știam, știam că suntem în anul 2, dar nu știam ce înseamnă asta, cum îl arată în anul 2 pe Batman, știi, gen, și cum, știi, era mult prea mult de procesat, poate la prima vedere și, bine, unde excelează Nolan, știi, Nolan excelează cu finalurile, punctele lui culminante și deznodământul, cum se termină filmele lui, sunt extraordinare, adică lasă un sfârșit, face timpul sfârșitul să fie extraordinar și să fie ori mind-blowing, știi, gen super, super mișto. Și nu foarte mulți fac chestia asta, știi, și bine, nu zic, nu-l compar, știi, dar indiferent comparativ cu Nolan sau nu, filmul mi s-a părut ăsta, din 2020, mi s-a părut că da, planul lui Riddler și punctul culminant, nu știu ce, a fost un pic haotic așa cu în continuare cu ritmul, știi? Pentru că nu știam când se termină, ce punct vine Batman, știi, și se luptă cu toți minionii, o să spun aiurea, știi, orfanii lui Riddler și acolo, foarte mișto, foarte mișto cum intră prin tavan, știi, și gen, se spar toate geamurile și arată extraordinar. Sunt foarte multe scene care arată extraordinar și la sfârșit acolo, adică când intră prin tavan, când se luptă, cum se luptă, nu știu ce. Da, ai putea să zici că unele par un pic prea coreografiate și nu simți impactul ăla, știi, nu simți cum a fost scena din depozit, de exemplu, în Batman v Superman, când se luptă Batman, știi, simțeai puterea, simțeai cu ce dur e, ce, mamă, frate, știi, aici, de-adevăr, parcă nu se simte la fel, dar și aici e, nu e un dans, nu e în niciun caz, știi, nu e prea coreografiat sau filmat, nu. Se simte super bine, se simte destul, e un pic rigid, parcă în Batman încă, pentru că na, e în anul 2 și bla bla bla, și e bine, e foarte bine pe partea asta de acțiune, de bătăi, de nu știu ce. O, da, bun, dar e un pic ciopărțit, știi, că e scena cu torța când merge el prin apă, care arată super bine, e asta cu tavanul când cade, nu știu ce, și după aceea se luptă cu ăștia, care arată super bine. Dar e un pic ciopărțit pentru că se luptă cu ăștia și e super ok, după care îl împușcă ăla cu shotgun-ul de la un metru în piept și gen, bun, e gata să-l omoare, îl salvează Catwoman. Eram gen, ok, a fost un 180 de grade aici, nu m-a deranjat neapărat că am ajuns acolo, pentru că e Batman la început și nu știu ce. Ok, deși, nu știu, mă așteptam poate să se aștepte ca ăla să se întoarcă cu o pușcă, dar, bă, bine, nu asta m-a deranjat un pic ritmul, știi, pentru că e gen... Mamă, ce scenă mișto, intră Batman și mama se luptă cu ăștia și are niște probleme, nu știu ce. Și după aia, gen, îi bate pe toți și ăsta îl împușcă de la un metru în piept și cade și e gen gata să-l omoare și îl salvează Catwoman. Și după aia vede că, nu stai, că intră apa prin pereți, nu știu ce, și inundă sala și îi mai și electrocutează pe oameni, firul ăla imens, nu știu ce, bun. Sare pe fir, taie firul, când taie firul de... Deasupra lui îl electrocutează și pe el un pic să vede și cade gen așa, ca și cum, mamă, o să fie ultima scenă din film, gen n-o să-l mai găsească nimeni, dar el de fapt a plecat sau ceva, știi? Adică au fost niște alegeri un pic ciudate. El după aia iese din apă și se continuă scena că îi salvează pe aia și era gen, păi și atunci ce ai făcut atât de dramatic scena asta în care el taie firul și e gen electrocutat și cade așa fără să se miște în apă și lovește apa și nu știu ce. Nu putea să se ducă să arunce cu ceva sau să împuște, bine, nu să împuște, nu, dar să tragă cu ceva sau să, nu știu, să aleagă altă metodă să taie firul ăla. Mă refer la scenarist, să se gândească la o chestie pe care putea să o facă Batman, să ia ăla din piept și să arunce, să fie prima dată când Batman aruncă cu un batarang, știi?
Era super mișto scena, mă, era prima dată, știi, și puteai să faci o chestie gen că își dă el seama după asta că, a, e bună ideea asta, știi, să arunc cu chestiile astea. Să fac mai multe chestii de-astea, așa, în forma asta de liliac și poate unele mai mici, unele mai mari, să arunc cu ele, să nu știu ce. Era mișto să se gândească așa și după aia să ajungă jos altfel să-i salveze pe aia. N-am înțeles care a fost logica lui Batman în momentul ăla. Gen, da, trebuie să ajung jos să-i salvez, dar hai că risc să mor. Dacă mor când așa, e, măcar nu mor electrocutați oamenii, asta e. Ok, poate a fost așa, dar a fost un pic ciopârțit, mai ales spre final, știi? Cu planul lui Riddler, cu cum ce se întâmplă cu planul Riddler, cum află Batman planul lui Riddler, că gen polițistul ăla pur și simplu care era acolo, s-a întâmplat să aibă tatăl care lucrează cu covoare și gen să știe ce-i unealta aia și să spună că gen, a, aia e o de-aia de covoare. Și ăsta atunci, a, stai puțin, că Riddler a zis că răspunsul era acolo, adică aici, în cameră, o fi sub covor. Da, nu zic că a fost slab sau ceva, da? Da, a fost așa un pic gen lăită, un pic, n-a fost epic, n-a fost super wow, satisfăcător, ba, boa, mamă, extraordinar. Într-adevăr, după a doua vizionare, cred că astea au cam rămas cele mai mari chestii care au distrus, nu distrus, distrus e mult, știi, perturbat un pic ritmul și atmosfera. Și asta spre sfârșit, discuția pe care o are cu Riddler când e în închisoare, știi, ok, e mișto, joacă bine Paul Dano, nu știu ce, seamănă poate un pic cu, ai zice că, bă, seamănă cu Joker. Nu seamănă, dar parcă e un pic exagerat, poate ar fi mers să semene mai puțin, să se ducă mai puțin spre nebunia lui Joker, deși și Riddler era cam așa, merge, per total mi-a plăcut, dar era tot faza cu, zice el, Bruce Wayne, știi, și se uită ăsta la cameră că e filmat, că nu știu ce, Bruce Wayne, mă gândeam, ok, a aflat că e Bruce Wayne, nu știu ce, dar de fapt după aia se întoarce conversația și spune că e singurul pe care nu l-am omorât, e singurul care a scăpat și nu știu ce din toată chestia asta și gata, și a trecut foarte repede regizorul, totul a trecut foarte repede peste chestia asta în care nici, îți arată că nici Batman, gen, el nu era sigur, bă, ăsta știe cine sunt și după aia când realizează că de fapt nu vorbea despre faptul că știe că el e Bruce Wayne, Riddler doar vorbea că nu l-a omorât pe Bruce Wayne. A fost un pic regizată ciudat scena asta cu faza asta cu Bruce Wayne, după aia Batman înnebunește și e gen super nervos că ce-ai făcut când ăsta își dezvăluie că încă are un plan, știi, mai mare și o să moară oameni în continuare mulți și ce, what have you done? Și ieșe foarte nervos. A fost un pic ciudat tot ritmul chiar și în scena asta, dubios, știi? Parcă un pic ciopârțit așa. Nu zic că scena n-a fost mișto, dar pui scena asta în comparație, să zicem, în comparație cu scena când îl interoghează Batman pe Joker în The Dark Knight și nici nu există comparație, știi? Adică se putea mai bine, nu vreau să fie mai bună decât scena din The Dark Knight cu Joker, nu vreau să o compar și gen, a, e un căcat pentru că nu e ca scena aia. Nu! Dar a fost ușor dubioasă, știi? N-a fost îndeajuns sau cât de mișto ar fi putut să fie. A fost un pic, mergea dialogul un pic mai bine, poate mergeau regizați ăștia doi un pic mai bine, editată, filmată scena un pic altfel încât să se înțeleagă mai bine și să aibă un impact mai mare, știi? De aici a cam început un pic să scârție ritmul mai mult. Cel puțin mi-am dat seama asta a doua oară. Prima oară eram gen neașteptând și nu știam la ce să mă aștept. Ba, îl targetează pe Bruce Wayne și aoleo, o să-l omoare pe Alfred și nu știu ce, știi, gen după aia, bam, iar, nu știu, oare a aflat că e Bruce Wayne, oare, după aia dezvăluirea cu orfanii, că ăsta are o armată de orfani, știi, și vor să fie și ei vengeance, vor să fie și ei răzbunare, nu știu ce, și că Riddler chiar pe bune era în aceeași echipă cu Batman și Batman l-a inspirat pe Riddler să devină, știi cum se spune, că Batman i-a cam inspirat pe ăștia să se macheze, să-și pună costume, să au luat o razna toți după ce l-au văzut pe Batman, știi? Și unii au înțeles ca Riddler, au înțeles că, bă, ăsta e răzbunare, ăsta e totul despre răzbunare. Hai că mă bag și eu, știi? Că și eu am fost orfan și super torturat și nu știu ce de societate și de la 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 și mă aliez cu ăsta, știi? Neștiind că Batman de fapt are alte valori și nu știu ce.
nu au explorat asta extraordinar, să să simți asta din discuția dintre ei sau să îi înțelegi motivația foarte bună a lui Riddler și joacă bine actorul și toate cele, dar nu ai simțit, știi, scena cum ar fi putut, cum ai fi putut să o faci altfel încât să simți că asta s-a întâmplat. Riddler era chiar în aceeași bancă, a crezut că sunt aliați, că e aliat cu Batman pentru că și el e Vengeance și chestii, nu știu ce. Nu, în schimb faci scena să se ducă în momentul în care Riddler află că Batman îl consideră nebun și scrântit și nu știu ce să facă, gen I thought never, știi, gen, wow, ok, da, ai jucat bine și ești nebun, am înțeles, și plângi ciudat și chestii, da, mișto, da, ai cam distras atenția de la ce vrei scena aia să fie până la urmă, știi? Când realizează el că Batman nu e în echipă cu el și nu-ți dai seama foarte bine, știi, de ce vrea fiecare, ce se întâmplă. Dacă se concentrau mai bine pe scenele astea mai multe de pe la sfârșit, cu sfârșitul, nu știu ce, și îl făceau un pic, nu că îl făceau un pic mai scurt, nu neapărat că îl comprimau, putea să fie 3 ore, dar să se concentreze mai bine pe anumite puncte, pe anumite scene, să... Ce am zis acum cu scena aia, cu scena aia, cu scena aia? Dacă aveau alte alegeri în scenele alea, era perfect 3 ore, 4 ore, nu contează, știi? Aici m-a deranjat un pic. Da, și după aia dacă mai pui peste și faptul că eu nu știi planul lui spre ce se duce la un moment dat, se concentrează foarte mult pe Falcone și povestea cu ce s-a întâmplat cu părinții lui Bruce Wayne, știi, și ți-l arată pe Bruce Wayne tot timpul ca fiind mai emo și supărat și nu știu ce, depresiv. Da, ok, e la început și e normal și o să evolueze și așa și spune la sfârșit. Mi-a plăcut mai mult a doua oară când l-am auzit la sfârșit încă o dată zicând că trebuie să devin mai mult, trebuie să devin și speranță, nu trebuie să devin numai răzbunare și frică și nu știu ce, că răzbunarea nu o să mă ajute, nu știu ce, și trebuie să devină mai mult, știi? Și eram gen, wow, super, foarte tare, și după aia o să vină Joker și o să-i schimbe iar un pic părerea asta și o să-l dea un pic iar în jos pe Batman Bruce Wayne, o să-l cam dea peste cap, dar a fost mișto, știi, că gen, mamă, o să evolueze, am înțeles, a evoluat și e la început și trec peste mult mai bine, am simțit astea, știi, mult mai bine și abia aștept și mai mult acum în continuare următoarele filme, având în vedere cât de bine a arătat filmul ăsta, adică a arătat super bine, da, imagine, producție, atmosferă și scenele alea câteva care sunt extraordinare, cu torța, cu mașina, cu lupta în club, cu el mergând la început, cu el mergând cu focul în spate în scena cu mașina, știi, și se apropie încet și muzica și cu Penguin care se uită la el și el care se dă jos așa și se uită la Penguin și mamă, deci sunt niște scene în care era în gen când se ridica părul pe mine și era în gen că aveam lacrimile în ochi, adică au fost niște scene foarte, foarte mișto, știi, și abia aștept în continuare pentru că tot zic chestia asta că evoluează și la 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 la, dar ar fi putut să fie și mai bun, ar fi putut să fie genial, ar fi putut să fie de nivelul de Dark Knight, diferit de Dark Knight, normal, altceva, pentru ce a vrut el să fie genial, la aceeași notă pentru ce a vrut să fie. Și n-a fost chiar până acolo, știi? Mi-a plăcut că au băgat scena cu Joker, mi-a plăcut că l-au băgat pe Joker, aș fi vrut să fie altfel un pic, mi-a plăcut dialogul și ce zice. Nu pot să zic că sunt super fan al vocii deocamdată, nu știu cine e actorul, ar putea să fie ăla din Eternals, ok, mă rog, a jucat în foarte multe chestii, e bun, îmi place și cred că are foarte mare potențial actorul, e super bun, am impresia, din ce l-am văzut și în ce filme a fost și nu știu ce, s-ar putea să fie extraordinar, dar așa ce am văzut din scena cu Joker, ok, știi, nu a fost extra mega și faptul că l-arată așa că e deja în închisoare înseamnă că poate s-a întâlnit deja cu Batman, poate cum a ajuns în închisoare acolo și nu știu, parcă a fost un pic mai underwhelming, mai nu, poate nu neapărat dezamăgitor, dar fi putut să fie să apară Joker altfel, nu deja prins acolo. Nu prea pot să zic că îmi place extraordinar și look-ul ăla. Merg cu un look din ăsta mai diferit, l-am văzut în mai multe, în astea noi, în animațiile noi de la DC, mă rog, și în jocuri, nu știu ce, nu pot să zic că sunt super fan cum se vedea că merg spre un look care, nu prea sunt super fan, dar o să vedem, o să vedem. Per total,
foarte mișto personajul Batman. Foarte mișto pentru anul 2. Nu am ce să spun, unele scene arată extraordinar și toată atmosfera este ce am vrut să fie. Deci aia, na, nota 10 pentru multe chestii și nota 8, 7 pentru niște chestii mai spre la sfârșit, scenariu și niște alegeri. În jur de 9, oricum, în jur de 9. Cred că mai tai vreun minus, știi, sau poate chiar 2 și mă rămân cu 9 până la urmă după a doua vizionare. Foarte mișto prima parte a filmului, prima jumătate și chestii când încearcă el să descopere ce ghicitori lasă Riddler, știi, și chestia cu degetul și thumb drive cu USB-ul, cu stick-ul și cu ce vrea să spună și nu știu ce. Și scena aia cu procurorul când îi pune alea 3 ghicitori în sub 2 minute și vocea lui foarte mișto acolo cu "What is the price for your blind eye?" E foarte tare vocea aia și dialogul ăla și așa. Au fost foarte mișto și scena când scapă ăsta din de acolo din secția de poliție, știi, că cu totul cum scapă și cum se aruncă de pe clădire și cade, știi, gen își deschide parașuta fix înainte de pod. Cred că a vrut să sară pe autobuzul ăla de nu i-a ieșit, știi? Foarte mișto niște chestii, știi? Foarte, chiar foarte, foarte tare. Bun, ce v-a plăcut vouă cel mai mult? Comentarii? Poate top, poate, nu știu, și ce v-a deranjat poate cel mai mult și de ce ați ajuns la notele voastre. Da, scenele preferate, scenele cele mai puțin preferate și încă o dată după ce ați văzut și da, tot ce n-am discutat, tot ce nu am uitat să vorbesc și nu prea am putut, că altfel fac clipul ăsta de 100 de ani și poate mai vorbim pe live-uri, poate mai vorbim în continuare, mai vorbim pe Discord, mai, mă rog. Da, deci nu uitați să vă abonați și clopoțel pentru alte notificări și în continuare, vizionare foarte plăcută. Pa, pa, da, pa, da, pa, da, pa.